Casă cu 7 camere la preț de apartament, situat pe strada Eternității, în sectorul 5. Hai să-ți prezint despre ce este vorba. Terenul unde este situată această proprietate are o suprafață de 253 de metri pătrați, cu o deschidere de 12,8 metri pătrați. Amprenta proprietății este de 112,6 metri pătrați, rămânând astfel o suprafață a terenului de 140 de metri pătrați, iar suprafața utilă a casei de 246 de metri pătrați. Casa pe care ți-o prezint este una atipică. Este construită din două module. Într-un modul este un apartament cu două camere, iar în celălalt modul regăsim o garsonieră și un apartament cu două camere. Dar ce să-ți mai povestesc, hai să ți-o și arăt. Casa a fost începută în anul 2009 și terminată în anul 2012. Momentan ne aflăm în primul modul, iar acesta a fost construit în totalitate din BCA. Această proprietate dispune de toate utilitățile: gaze, apă, canalizare și curent. Și este încălzită de o centrală pe gaze. După cum o să vezi, caloriferele sunt prezente la fiecare etaj. Acum ne aflăm în living, care este unul de tip open space, și acum ne îndreptăm către bucătărie. După cum vezi, modulul este complet finalizat și se va vinde exact așa cum îl vezi, mobilat și utilat. Din living mergem către holul de la intrare, unde pe partea stângă vei regăsi baia. Baia este una foarte spațioasă și din același hol putem ajunge la etajul 1 al acestui modul. La etaj vom regăsi un dormitor și un living, care sunt foarte spațioase și luminoase. Și după cum vezi, acestea sunt mobilate și le vei cumpăra așa cum vezi. Doar amintirile vor pleca. Pentru suprafețe detaliate ale acestei proprietăți, nu ezita să ne contactezi. După cum v-am spus, această proprietate are două module, iar acum intrăm în modulul 2, la parter, unde vom regăsi o garsonieră. Din acest hol spațios se face accesul către dormitor și către baie. Această garsonieră nu dispune de bucătărie, dar îți poți face chiar în acest hol. În modulul 2, încălzirea se face separat, tot printr-o centrală pe gaz. Până acum ți-am prezentat proprietățile finalizate ale acestei proprietăți. Acum ne îndreptăm către etajul 1 al acestui modul, care are avantajul de a-l finaliza exact așa cum îți dorești. Acum ne aflăm în al doilea apartament de la etajul 1, unde regăsim un living foarte spațios și o baie. Dar hai să urcăm și la mansardă. Mansarda este compartimentată astfel: o bucătărie extrem de spațioasă, o baie, încă un living foarte spațios și două dormitoare. Încă un mic detaliu, instalația electrică se face separat pe fiecare modul și etaj. Cu un total de 7 camere, 4 băi, 3 bucătării, 2 focuri și instalație electrică separată pe fiecare modul și etaj, la doar 145.000 de euro, situată în sectorul 5, București. Sunt Alin Gherase, agent imobiliar, reprezint compania imobiliară Ștefan Niță Group. Sună-mă și hai la o vizionare!